Românii mai au de tras până scapă de restricții. Mai e mult până vom vedea, cum se spune, luminița de la capătul tunelului. E foarte aproape și e foarte probabil să ne fie mai rău în perioada imediat următoare. Comitetul Național pentru Situații de Urgență decide chiar în aceste momente ce restricții se vor lua în perioada următoare. E mai aproape carantina decât luminița de la capătul tunelului, deși autoritățile să folosească termenul carantină. De fapt, cam asta ne așteaptă, ceva mai permisiv într-adevăr față de ce aveam anul trecut, pentru că anul trecut pe vremea asta eram în stare de alertă. Gabriela Del Pupo urmărește ședința CNSU și ne spune ce măsuri se iau, la ce să ne așteptăm practic pentru perioada următoare. Te ascultăm! Bun găsit, chiar acum se lucrează la o formă finală, știm însă care sunt variantele care au fost propuse de Direcția de Sănătate Publică, sunt mai multe scenarii. Un prim scenariu ar fi pentru localitățile care depășesc rata de 4 la 1000 de locuitori, un fel de carantină de weekend, dacă îi putem spune așa, mai exact vineri, sâmbătă și duminică, magazinele să fie închise începând cu ora 18, iar circulația să fie restricționată după ora 20. Deci, pentru localitățile care ar depăși rata de 7,5 la 1000 de locuitori, toate aceste măsuri s-ar aplica de luni până duminică, mai exact închiderea magazinelor la ora 18 și restricția circulației după ora 20. De asemenea, s-a mai propus ca after school-urile, grădinițele și orice evenimente cu preșcolari să fie interzise, închiderea sălilor de fitness, iar localitățile care depășesc 3 la 1000 de locuitori să intre în scenariu roșu, ceea ce ar însemna că se interzice circulația prin aceste localități fără o declarație pe proprie răspundere sau un motiv foarte bine întemeiat. Sunt însă doar scenarii despre care vorbim, pentru că în aceste momente se discută intens care din aceste măsuri să fie și adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și decizia aceasta va ajunge, bineînțeles, în seara asta în guvern. Cel mai probabil vom avea o comunicare la finalul ședinței de guvern. Pentru aceste informații, Gabriela Del Pupo, da, sunt câteva decizii deloc populare, le vedeți și dumneavoastră deja pe ecran, le-am afișat și noi. Ideile de bază să nu mai fie deschise magazinele până la ora pe care o cunoaștem, să fie de la ora 18 închise, la o rată de peste 4 la 1000, să nu poți să ieși din localitate la o rată de peste 3 la mie, ceea ce ar fi un areal destul de mare, pentru că sunt foarte multe localități deja în acest scenariu roșu, sunt multe localități care au o rată mult peste 3 la mie și restricții de circulație în weekend de la ora 20, acestea ar fi cele de bază. Dar vestea bună este că vom putea să mergem la slujbă de înviere, la slujba de înviere până la ora 2. A fost dat un anunț inclusiv în acest sens astăzi. Ei bine, despre toate aceste lucruri vorbim, dar și despre situația de la Ministerul Sănătății, pentru că avem astăzi încă o demisie din partea cunoscutului expert Răzvan Cherecheș. Pleacă nemulțumit de acolo, cu o stare de amărăciune din Ministerul Sănătății. Vă prezint invitații cu care comentăm situația actuală. O rată foarte mare de infectare record astăzi am avut în capitală și alături de mine, în legătură directă prin Skype, sunt Andrei Țăranu, politolog, și Florian Bodog, senator PSD și medic este domnul Bodog, și Adrian Viner este deputatul USR, de asemenea medic. Le mulțumesc tuturor că au acceptat invitația noastră. Și de asemenea, în legătură telefonică directă, este consilierul de stat Sebastian Bodu. Le mulțumesc tuturor că au acceptat invitația noastră. Și aș începe cu domnul Andrei Țăranu, tocmai pentru că e foarte multă emoție în aceste zile, sunt foarte mulți români nemulțumiți, foarte mulți români din zonele așa numite verzi care vor trebui să accepte și ei aceste restricții. Va fi destul de greu pentru o localitate în care nu se fac teste, nu e cine știe ce panică legată de coronavirus, să impui aceste măsuri. Oamenii vor fi nemulțumiți cam peste tot, nu?
Bun. Din nefericire, toți cetățenii României sunt nemulțumiți în acest moment pentru că nu avem niște reguli foarte clare. Nu există niște structuri politice de comunicare care să ne prezinte motivele pentru care se iau anumite decizii. Vă dau următorul exemplu, pentru mine cel puțin. E o mare problemă faptul că, iată, fiul meu intră în vacanțe de săptămâna viitoare pentru o lună, iar niciunul din noi, mă refer la mine și la soția mea, nu eram pregătiți pentru această vacanță extrem de îndelungată, care ne va forța, practic, să ne abandonăm copilul din nou în fața calculatorului, pentru că niciunul dintre noi nu avem timp să facem ceva. Parcurile, după cum vedeți, sunt în proporții uriașe închise și, oricum, vremea de afară nu e chiar cea mai bună pentru așa ceva. Vă dau doar acest exemplu ca să înțelegeți de ce foarte multă lume este nemulțumită și nu înțelege de ce anumite hotărâri se iau într-un caz, iată, în județul Timiș, și nu se iau în alt caz, cum ar fi, de exemplu, Bucureștiul. Și avem toată această învârteală în jurul pomului, care, evident, va conduce la o stare și mai mare de nemulțumire, pentru că, așa cum știți din management, mai bine o decizie proastă decât nicio decizie. Deci, dacă e să luăm o decizie, să o luăm pentru toată țara, măcar să nu mai fie nemulțumiți. Da. În Timiș, în București și mai știu pe unde. Să fie solidaritate. Ca anul trecut când eram în starea de urgență, nu, domnule Bodog? Seamănă cu ce am avut anul trecut, nu? Sau vedeți niște diferențe semnificative? Poate să mai îndulcim pastila, ca să zicem așa. Eu zic că este mult mai grav decât în perioada în care noi eram în stare de urgență. Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus antevorbitorul meu, pentru că asta cred că e cea mai mare problemă, faptul că în momentul în care se comunică cu privire la aceste măsuri, nu există o constanță în ceea ce privește comunicarea, nu există o strategie foarte coerentă în ceea ce privește carantinarea sau necarantinarea anumitor zone și în plus faptul că există această bănuială care exista de altfel de anul trecut, că au fost manipulate și măsluite datele privind infectările, că în momentul de față se gândesc practic schimbarea criteriilor pentru a intra în carantină. Toate aceste lucruri nu fac decât să aducă neliniște și neîncredere în autorități în rândul populației și asta este deosebit de grav, având în vedere situația extrem de gravă cu care ne confruntăm, o criză mare de sănătate publică. Dar dumneavoastră vorbeați de modul în care s-a făcut comunicarea anul trecut pe vremea asta, dacă e să facem o paralelă, că dumneavoastră spuneți că e mai complicat, e mai rău din acest punct de vedere. Anul trecut îi aveam pe cei trei corifei care apăreau seara și prezentau niște cifre îngrijorătoare și niște măsuri complet nepopulare. Venea domnul, fostul ministru de interne îmbrăcat în geaca de piele, Raed Arafat și domnul Despescu îmbrăcat în uniformă de poliție ca să fie așa autoritar. Vi se pare că ei comunicau mai bine decât cei de acum? Domnule Bodog. Nu, mi se pare, nu. Și atunci existau probleme în ceea ce privește informațiile care ajungeau la public, la fel și acum. Însă acum situația este diferită datorită faptului că numărul de infectări este incomparabil mai mare cu ceea ce aveam noi în perioada de urgență și ceea ce am avut de altfel în tot anul trecut. Însă ceea ce nu putem ști cât anume s-a mințit, mai ales pe finalul anului trecut în ceea ce privește numărul de infectări. În continuare însă, nu se testează și asta este extraordinar de grav, nu se testează suficient. În continuare însă, raportăm triumfalist că merge vaccinarea, însă din informațiile pe care le am eu și cred că și colegul meu de la Arad poate să vă confirme sau să vă infirme, cei care ar avea dreptul să fie vaccinați în această etapă sunt pe liste de așteptare pentru că nu există vaccin.
merge foarte greu și numărul de infectări, păcate, crește, chiar dacă sunt județe care cred că testează doar de ochii lumii 10-20 de cazuri pe zi. Păi tocmai, sunt județe care testează de ochii lumii, da, domnule Vineru? Dau un exemplu, județele din nordul țării, din nord-est, care sunt în scenariu verde de nu știu câtă vreme, mai puțin Iașul, că acolo fiind un oraș foarte mare, cu multe spitale, se testează și automat vin și cei din județele apropiate, tot acolo din Moldova. Ei, le impunem și lor aceleași măsuri. Nu știm ce e acolo, că acolo nu se testează și că acolo n-a reușit nimeni să-i convingă să testeze. Și de asta toată țara va intra cumva într-un scenariu roșu, într-un fel de carantină pe care ne chinuim să nu o numim așa, să găsim tot felul de sinonime. Vi se pare o idee bună sau poate ar fi trebuit să fie păstrată luarea unor măsuri în funcție de situația zonală? Păi, luarea măsurilor se fac în situația prezentă în fiecare localitate. Tocmai despre asta se discută, despre indicatori adjuvanți, colaterali, care, dincolo de rata de incidență seacă, care reprezintă un număr, trebuie să țină cont și de situația sistemului de sănătate din localitatea respectivă, dacă există locuri în terapie intensivă. Rata de creștere a numărului de cazuri, pentru că, evident, dacă este o rată foarte abruptă de creștere, avem o transmitere comunitară foarte intensă, sunt mai multe elemente care ar trebui să fie cântărite, gândite, ponderate atunci când decizia locală ia pentru extinderea restricțiilor. Bineînțeles că nu poate fi o singură unitate de măsură pentru toate localitățile din țară, că ele diferă din această perspectivă. Elementele pe care le-am spus diferă de la localitate la localitate. Sigur că ar fi de dorit ca să avem o testare din ce în ce mai extinsă. Săptămâna trecută am văzut cu toții raportarea NSP-ului, s-au făcut totuși cele mai multe teste de la începutul pandemiei. Vor intra de săptămâna viitoare testele antigen rapide și la cabinetele medicilor de familie, care vor putea să le administreze pacienților care sunt suspecți, mă rog, se încadrează într-un fel sau altul într-o suspiciune de boală. În ceea ce privește restricțiile, sigur că raționalul din spatele lor trebuie explicat extensiv. N-ar trebui să obosim să explicăm de ce e importantă reducerea mobilității, de ce e importantă evitarea aglomerărilor, de ce e important să evităm deplasările care nu sunt absolut esențiale. Și cu siguranță, cred că o mare parte din acceptanță depinde de felul în care reușim să le explicăm, nu în felul în care reușim să le decredibilizăm. Ca oameni politici, cel puțin mă refer, și ca decidenți, ca oameni responsabili totuși de aceste lucruri. Cred că profesionist din sănătate sau care cât de cât înțelege dinamica pandemiei, înțelege că transmiterea comunitară, practic, interacțiunea dintre oameni, că acolo este zona sensibilă în care virusul se transmite. Cred că un alt lucru care ar contribui la creșterea acceptării acestor restricții ar fi totuși o implicare mai mare a autorităților în implementarea lor. Adică dacă oamenii văd că sunt, știu eu, distracții și chefuri care continuă de luni de zile probabil în anumite locuri și măsurile sunt marginate, știu eu, câte o amendă, sigur că nu înțeleg de ce aceste exact, lucruri. E o discuție, domnule Vineri, amplă aceasta și azi l-am auzit pe prefectul Capitalei spunând că a găsit cadrul legislativ necesar pentru a închide fără drept de apel și fără niște amenzi anterioare, de a închide localurile în care se desfășoară astfel de petreceri ilegale. Domnule Bodu, sunteți de acord cu astfel de idee? Adică pare așa cumva, hai domnule, că am găsit o soluție să-i amendăm. Dar ce vă oprea să-i amendați și până acum, până la urmă? Nu știu dacă trebuie să pleci la premisa că sancțiunea este prima cale pentru a împiedica astfel de, hai să spunem, aglomerări, cum a spus domnul Vimă. Nu știu, poate ar trebui să mergem mai mult pe persuasiune, mai mult pe recomandare, mai mult pe încercare de a
face ca, nu știu, pe prevenție și sancțiunea să fie ultima situație. Dacă încep cu sancțiunea, pare așa că institui un regim autoritar. Părerea mea. Păi nu ar trebui cumva să fie dat un exemplu? Noi vedem tot felul de cazuri, da? Oamenii care se chinuie să respecte aceste restricții și care sunt totuși majoritari în această țară, să aibă de suferit din cauza unor bombardieri care se duc la petreceri cu țancă uragan. Adică, sincer, acum faci o petrecere de acest gen, vine poliția, îți dă amendă, oricum nu se întâmplă nimic, amenda aia costă cât o șampanie pe care o sparg băieții alături. Deci, până la urmă, nici așa nu e în regulă, domnule Bodu. De ce să nu închis? Eu doar voiam să vă spun că sancțiunea este în final. La început îi spui să-i descurajezi. Domnule, nu vă întâlniți, nu faceți cele petreceri. E, asta nu merge, vedem. Dacă îi descurajea să facă. Și apoi, dacă o fac, normal că în final intervine sancțiunea, dar asta vreau să zic, că a priori trebuie să încep cu niște reguli de prevenție și apoi cu reguli apoi cu sancțiuni. Bun, e o propunere pe care au tot comentat-o televiziunile în această perioadă. E vorba de propunerea doamnei Moldovan, Andreea Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sănătății. Dumnezeu spunea că este pentru o carantină națională, carantină în toată țara. Ei bine, se pare că această părere până la urmă a fost luată în calcul, domnule Andrei Țăranu, pentru că pare asta a fi soluția cea mai bună. Dacă nu suntem în stare, că nu suntem în stare, că nu putem, că nu vrem, că nu ne duce capul, să testăm în toată țara, măcar să avem o imagine cât de cât, să ne dea cât de cât o imagine a situației globale, atunci îi băgăm pe toți în carantină, că nu suntem în stare de altceva. Cam așa sună chestia asta. Dar nu știu de ce tot spuneți această formulă, nu suntem în stare, este un general care se referă la societate sau la politicieni? Nu, noi ca societate, dacă nu sunt în stare să testeze copiii în școli, de exemplu. Într-o uriașă majoritate sunt extrem de obedienți. În timp ce domnul Vela, de exemplu, se duce și petrece în diverse locuri cu sau fără acoperiș. Adică nu suntem în stare. Eu văd că Franța, văd că Marea Britanie, văd că Olanda sunt în lockdown de câteva luni de zile și nu cred că trebuie neapărat cetățenii României să fie la nesfârșit certați pentru niște bâlbe pe care autoritățile noastre le continuă la nesfârșit pentru că nu își asumă o formulă care să fie foarte clară. Doamna Moldovan spunea că se va face sau că ar fi bine să se facă o carantină pe toată țara. Nu mă pricep, nu sunt medic, îi aștept pe conlocutorii noștri care sunt medici să își dea cu părerea asupra acestui lucru. Dar ceea ce pot să spun este că la nivelul politicilor publice avem un amestec de toleranță masivă și pe de altă parte o formă prin care toți cetățenii sunt la nesfârșit certați pentru diverse lucruri. Nu voiam să-i cert pe cetățenii, domnule Țăranu, nu voiam doar să vorbesc despre faptul că în foarte multe zone din această țară nu se fac teste și oamenii se feresc de aceste teste, vin la serviciu bolnav. Din nou, gândiți-vă la această formulă. Ministrul Educației, da, eu fiind din zona educației, tot deplânge faptul că nu s-au făcut teste, deși existau aproape 2 milioane de teste. Doar că acum au băgat copiii în vacanță pentru o lună, copiii fiind în vacanță n-au cum să facă testele respective. Deci oricum ele într-o proporție uriașă vor rămâne nefolosite cel puțin pentru luna următoare. Dacă vreți un exemplu de politici idioate care se iau chiar sub ochii noștri. Sunt în niște decizii, cu alte cuvinte, domnule Țăranu, sunt cumva niște decizii lașe în condițiile în care nu ești în stare să iei altceva? Mai... Evident, nu-mi dau seama de ce. Adică anul trecut au avut această atitudine în raport cu Paștele în condiții de stare de urgență pe care majoritatea cetățenilor le-au înțeles acum când nu
sunt alegeri și nu urmează pentru următorii 4 ani, se comportă de parcă ar fi alegeri peste 3 zile. Pentru mine este absolut de neînțeles de ce iau aceste măsuri, care sunt, fără discuții, cu un anumit caracter populist, care sunt probabil foarte populare, dar care în realitate, dacă este să ascultăm medicii și autoritățile medicale, vor conduce la un al patrulea val, care să pregătesc și alte state. Da, interesant ce spuneți, pentru că există o părere așa, în general, în piață, între oameni, în discuțiile obișnuite de la o zi la alta, cum că anume s-au temut, anume vor să ia niște măsuri din acestea mai dure, pentru că se tem de doamna Șoșoacă, se tem de ce vor spune oamenii, se tem de tot felul de proteste, ceea ce cumva poate de înțeles dacă te pregătești de alegeri. Dar, domnule Bodu, dumneavoastră nu vă pregătiți de alegeri, că tocmai ce ați ajuns la putere, peste vreo 4 ani mai avem alegeri încă. Vă temeți poate de moțiune de cenzură? Nu, dumneavoastră, personal. Nu am temeri pentru că nu candidez. Nu dumneavoastră, dar, personal, guvernul. Eu personal. Probabil că, haideți să spunem așa, să avem în termen general, nu personal. Există la un moment dat un grad de al populației de rezistență, de un în care populația zice, domne, haide să lăsăm mai ușor, haide să vedem cum funcționează economia, haide să vedem cum ne păstrăm joburile, haide să vedem cum ne păstrăm viața socială. Și punctul ăsta de rezistență, la un moment dat, poate să fie depășit. Și apar personaje de gen Șoșoacă, care exploatează aceste nemulțumiri, care sunt corecte, sunt reale. Și se poate ajunge la situații de, nu știu, de revolte, situații în care oamenii ies în stradă. E foarte greu să gestionezi o situație de asta cu care nu ne-am mai întâlnit niciodată. Este foarte greu. Este foarte greu să găsești punctul acela de echilibru în care să zici, domne, avem măsuri de restricționare, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim și la viața oamenilor. Cum spunea domnul Țăranu, ce facem cu copiii pe care noi putem îngriji pentru că noi suntem la serviciu, ei sunt acasă. Niciodată nu trebuie să ignori că există și o altă față a problemei. Cum spunem, trebuie să găsești punctul ăla de inflexiune în care să împaci și o tabără și alta care aparent care sunt ireconciliate. Bun, aș vrea să mai vorbim despre o știre interesantă de astăzi, care are legătură cu Ministerul Sănătății, un minister care se confruntă cu o grămadă de belele. Îmi spun colegii mei că e de așteptat și o decizie în urma ședinței de guvern. Începe și ședința de guvern în care ar trebui să se discute despre aceste restricții pe care le comentăm și noi chiar acum. Dar vă spuneam că a mai fost o decizie importantă astăzi, e foarte comentată. O plecare din Ministerul Sănătății, profesorul Răzvan Cherecheș a renunțat la funcția de consilier onorific al lui Vlad Voiculescu. Este a doua plecare din minister în ultima lună după demisia lui Bogdan Oprea din funcția de purtător de cuvânt. Cherecheș a mărturisit că a plecat cu un gust amar. Am crezut că voi putea ajuta, dar am descoperit că funcția onorifică a fost una literal onorifică, spune domnul Cherecheș. Echipa din minister este mult prea prinsă ca să utilizeze experiența consilierilor. Nu consider că este cazul să rămân într-o funcție în care să mă simt inutil, spune Cherecheș. Și a fost o reacție interesantă la scurt timp și din partea deputatului PNL Florin Roman. Spune dumnealui, se întreabă dumnealui de fapt ce s-a întâmplat în Ministerul Sănătății. S-au ferecat ușile și geamurile și se stă în celulă de criză pe Facebook. O nouă zi, o nouă demisie, punctează parlamentarul. Și v-aș întreba, domnule, vineri e în ograda dumneavoastră, USR Plus în Ministerul Sănătății, cel mai contestat minister în acest moment. Și ok, chiar și dacă vrei să iei în calcul faptul că e de puțină vreme ministru al Sănătății, domnul Voiculescu. Da, e adevărat, nu avea când să schimbe un sistem care are niște tare de ani de zile, de 10 de ani. Dar ce se întâmplă acolo? Adică îi pleacă oamenii, pleacă domnul Cherecheș. Domnul Cherecheș nu are nicio treabă cu politica, nu-i ca și cum ar fi un PSD-ist care acum îl atacă pe Vlad Voiculescu. E ceva acolo în neregulă.
Da, eu cred că expertiza și așteptările domnului Cherecheș erau legitime. Practic, el s-a acceptat această funcție de consilier onorific pentru a contribui la procesul decizional de acolo. Din păcate, sigur, acum este un vârtej acolo, este o nebunie în Ministerul Sănătății și se derulează lucrurile cu o viteză amețitoare. Și cred că nu s-a reușit integrarea opiniei dânsului și, mă rog, aportului pe care ar fi fost dispus să-l aducă în măsura în care se aștepta dânsul. Cred că a explicat foarte, foarte bine motivele din spatele deciziei. Este regretabil pentru că este un om pe care îl apreciez enorm. Cred că opiniile dânsului și contribuția absolut obiectivă și bazată strict pe expertiză sunt de valorizat în continuare. De altfel, disponibilitatea dânsului rămâne de a colabora și de a oferi consultanță. Păi cu cine? Cine îl ascultă? Cine îl ascultă pe domnul Cherecheș? Că noi l-am invitat de nu știu câte ori în emisiune. Omul vorbește foarte bine, spune niște lucruri de bun simț. Dacă îl iei consilier onorific și îți bagi joc de el acolo, îl ții pur și simplu așa ca să-l arăți la televizor? Efectiv, nu s-a reușit stabilirea unei linii de comunicare constantă și predictibilă cu dânsul. Adică nu cred că sistemul de lucru de acolo, care este, cum spun, haotic acum sub presiune, cred că nu a ajuns efectiv să includă toate aceste resurse și, sigur, e regretabil, dar cred că și domnul Cherecheș, într-un fel sau altul, cred că înțelege. Da, domnule Bodog, acum înțeleg, parcă ar fi domnul Cherecheș coleg al dumneavoastră de partid, că am auzit critici în ultima perioadă și nu numai din PSD, și din PNL. Eu nu e sunt ceva acolo. Sunt membru de MR, sunt consilier în Guvernul României, în apăratul propriu de lucru. Asta e problema când avem Skype-uri și nu sunt oamenii față în față. Era vorba de domnul Bodog, vă rog. Scuze. Nu e nicio problemă. Sunt apropiate numele, ăsta e motivul. Așa e. Eu cred că e destul de grav și e un semnal de alarmă important faptul că un specialist în sănătate publică pleacă de lângă Ministrul Sănătății. Cred că e grav că nu i-au fost folosite serviciile. Și nu știu cu ce se ocupă Ministrul Sănătății sau Ministerul Sănătății în această perioadă. Eu cunosc foarte bine resursa umană din Ministerul Sănătății și sunt oameni pe care îi numer pe o mână care au specializare în sănătate publică și expertiză în sănătate publică în Ministerul Sănătății. Așa că orice om care pleacă este o pierdere enormă pentru ministru și pentru sistemul de sănătate în general. Deci nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Domnia sa acuză faptul că a fost întrebat doar o dată sau de două ori și nu i-au fost luate în calcul ideile. Mă rog, asta se poate întâmpla, ca ministru să nu ia în calcul ideile sau secretarul de stat sau cel care coordonează această zonă, însă părerea mea este că în momentul de față în Ministerul Sănătății se lucrează cu totul și cu totul altceva decât gestionarea pandemiei, pentru că rezultatele sunt invizibile. Bun, apropo de ce se întâmplă cu slujba de înviere, era o discuție foarte amplă și pe această temă. Înțeleg că vor fi niște precizări importante, dar că încă nu s-a hotărât nicio oră pentru noaptea de înviere, adică până la ce oră va dura slujba respectivă și nici dacă slujba va fi afară sau în interior, nu s-a hotărât, încă mai sunt niște detalii foarte importante. A avut o reacție pe această temă și premierul Florin Câțu, a scris despre discuția de astăzi cu reprezentanții cultelor și că a fost o discuție constructivă, s-au găsit câteva variante care să fie folositoare pentru toată lumea, dar și mai interesantă este postarea lui Claudiu Târziu de la AUR, care spune cumva că datorită lor au fost luate aceste măsuri și că se va oficia slujba de parte.
Paști în biserici, spune Claudiu Târziu, frați într-o credință, de bună vestire autoritățile au cedat presiunilor noastre, ale voastre, ale tuturor. În Sfânta Noaptea Învierii vom participa la slujbă în biserică, vom lua lumină și vom mărturisi așa cum se cuvine cea mai importantă sărbătoare creștinească, așa să ne ajute Dumnezeu. Vedeți, domnule Bodog, v-au furat startul cei de la AUR. Au știut cum să tragă, cum se spune, foloase din decizia de astăzi, care oricum nu e încă una clar. E ciudat oarecum. Eu nu cred că trebuie să facem prin asta să ne batem cu cărămida în piept că noi am rezolvat sau că alții au rezolvat, indiferent de culoarea politică, în ceea ce privește mersul la biserică în noaptea de înviere. Cred că bine, după părerea mea, ar fi bine să putem merge noaptea de înviere la biserică și dacă doar să ne întâlnim, să luăm lumină, să fim alături de ceilalți credincioși, să trăim spiritul sărbătorilor de Paște, dar dacă lucrurile merg așa cum merg, eu am serioase rezerve. Cu toate că îmi doresc să fiu de Paște la biserică, îmi doresc să iau lumina, îmi doresc să-i văd pe ceilalți oameni cu care mă întâlneam când mergeam la biserică înainte, în perioada în care nu era pandemie, dar dacă lucrurile continuă să meargă așa, e grav. Și revenind la ceea ce a spus domnul Țăranu, că domnul Iasa a spus că nu este medic. Cu ochiul liber se observă că măsurile, chiar dacă sunt luate, fie nu sunt măsuri eficiente, fie nu se respectă măsurile. Pentru că, vă dau exemplu, Timișoara este în carantină, dacă nu mă înșel, acum 17-a zi. Și are creștere de cazuri de 1, ceva la mie. Asta este un semn că fie carantina a fost pusă doar de formă, fie nu era măsura de care era nevoie. Pentru că, în continuare, nu se analizează, după părerea mea, și n-am văzut nicăieri în spațiul public cineva să contrazică acest lucru, nu se analizează cu atenție anchetele epidemiologice sau, mai grav, nu se fac. Pentru că eu nu cred că e nevoie să zici că faci carantina unui oraș cum este Bucureștiul sau Timișoara. Efectiv, fizic nu ai cum să-l faci. Sunt atâtea intrări pe care n-ai cum să le controlezi. Apropo de această circulație, domnule Andrei Țăranu, era o știre acum câteva zile, atunci când Timișoara a intrat în carantină, când orașul Timișoara a intrat în carantină, era o știre că oameni din Timișoara, ca să se poată bucura de o terasă, de o sală de fitness, se duceau la Arad. Deci poate din cauza asta, văzând ce s-a întâmplat la Timișoara, au luat decizia cei de la CNSU să instituie carantina în toată țara. Da, acum, încă o dată, eu las autoritățile să ia deciziile în funcție de niște criterii foarte clare. Și mi se pare că, într-adevăr, dacă cei dintr-un focar se duc într-o altă zonă și acolo posibilitatea ca ei să infecteze este foarte mare, evident că trebuie introdusă carantina. Dar asta ar trebui să fie un proces pe care și cetățenii și autoritățile să-l înțeleagă. Adică să le se explice de ce se întâmplă acest lucru. Adică de multe ori văd primari, văd consilieri locali, consilieri județeni și așa mai departe, care au un fel de spaimă de acest cuvânt carantină și nu știu sau încearcă prin toate felurile să blocheze o asemenea măsură, pe care eu o văd ca fiind în folosul nostru, a tuturor. Nu este un fel de pedeapsă pe care ți-o dă un X sau un Y pentru că nu ai fost cu minte. Ar trebui găsită o modalitate, mai ales că suntem în plin proces de vaccinare. Ne lăudăm că suntem printre cele mai vaccinate țări din Uniunea Europeană. Atunci ar trebui să găsim niște modalități prin care să îi îndemnăm pe concetățenii noștri, pe toți, să accepte aceste formule, având în vedere că în scurt timp, așa ne spune și președintele, așa ne spun și autoritățile, ar putea să se termine această pandemie atunci când într-un număr foarte
parte mare dintre noi, iată cum s-a întâmplat în Israel, vom fi vaccinați. Da, să nu uităm că în Israel au fost carantină peste carantină, adică în tot timpul în care erau vaccinați masiv, erau în carantină. Și după carantină și vaccinare, iată că în acest moment Israelul se deschide în toate felurile. Au făcut alegeri după ce au avut 60% din populație vaccinată și așa mai departe. Dar noi putem comunicarea politică este fundamentală, pentru că altfel s-ar putea să nu avem nicio carantină sau la sfârșit să se termine pandemia de la sine, dar o să vedeți statul român va se ieșua. Da, avem șanse să ajungem la un scenariu asemănător, domnule Viner, nu la fel cu Israelul, pentru că nu ne putem compara, sunt mult mai puțini, e ca și cum ar compara cineva mere cu pere, dar avem vreo șansă, avem vaccinuri, avem cu ce să ne vaccinăm și asta ar fi o întrebare. Felul în care sunt repartate în interiorul Uniunii Europene vaccinurile depinde de numărul de oameni din fiecare stat membru. Nu a fost negociat, este o cotă care revine României. Într-adevăr, acesta este filtrul principal în care, să zicem, vaccinării, acoperirii vaccinale masive. Numărul de vaccinuri disponibile. Depinde mai puțin de voința noastră. Sigur, și noi am dorit, de exemplu, în județul Arad, să dăm la toți medicii de familie, toate centrele de vaccinare să fie cu liste de așteptare de 3 luni de zile și să deschidem alte centre de vaccinare, să vaccinăm lumea în spitale, în farmacii. Deci să trecem, să rezolvăm acest proces de vaccinare într-un timp cât mai scurt. Sigur că asta este soluția ideală. Problema este că acest lucru depinde de cantitatea de vaccinuri care ne sunt accesibile. În ceea ce privește măsurile acestea, trebuie să înțelegem că există mai multe interese legitime, toate legitime, dacă colizionează acum. Educația copiilor și școala, interesele economice ale fiecărui agent economic, interesele fiecărui persoane de a ieși și de a socializa, de a interacționa uman, firesc, până la urmă, de a face sport, de a participa la acte culturale. Toate aceste lucruri sunt legitime. Problema este că trebuie să le stratificăm și să înțelegem că prioritar acum ar trebui să fie salvarea vieților, evitarea colapsului efectiv a sistemului de sănătate care trage după el mortalitate exponențială și toate aceste lucruri trebuie explicate, altfel nu pot fi metabolizate, nu pot fi acceptate și nu pot fi, există o reacție din ce în ce. Și apropo de brutalitatea impunerii acestor restricții, nu este o soluție. În măsura în care lucrurile sunt aplicate intempestiv, fără explicații, fără a exista cât de cât concursul populației care ar trebui să înțeleagă că nu sunt măsuri de a ne răzbuna pe oameni, ci de a-i feri de boală și suferință. În măsura în care reușim acest lucru, este foarte greu, dar în măsura în care reușim și măsurile vor putea fi respectate. Așa sperăm să se întâmple. După publicitate vorbim puțin și despre politică. Socialdemocrații sunt pregătiți să ajungă la guvernare, așa spun că vor să depună moțiune de cenzură. Cine îi ajută? Unde au un sprijin? Discutăm despre asta după publicitate. Din noapte să-și asume guvernarea. Este precizarea făcută astăzi de Marcel Ciolacu la o conferință de presă în Botoșani. De altfel, Ciolacu anunțase că are discuții cu cei de la AUR pentru susținerea moțiunii de cenzură și că nici UDMR nu ar mai susține guvernul. Ciolacu nu a dat încă detalii despre data depunerii acestei moțiuni. L-aș întreba pe domnul Sebastian Bodu. Sunt șanse ca o astfel de moțiune să treacă? Pentru că, da, UDMR-ul este un punct cheie. Exclus. Eu nu sunt membru UDMR și nu pot să vorbesc în numele UDMR, dar ca părere personală vă spun că exclud orice fel de situație în care UDMR ar vota moțiunea de cenzură. Domnule Bodu, deci nu avem șanse, nu avem șanse cu astfel de moțiune de cenzură. Personală, bazată, haideți să spun, pe experiența mea politică și pe statistica conduitei UDMR în 30 de ani, este că nu, UDMR-ul niciodată nu-și dărâmă propriul guvern. Domnule Bodoc, de data asta vă întreb pe dumneavoastră. PSD-ul e pregătit pentru această moțiune de cenzură când are toate semnăturile strânse și poate să se bazeze pe cei de la AUR?
Din păcate avem o mică problemă cu sunetul. Da, o vom, da, vom restabili. Să continui asta, ca o completare de sutele. Da, scuze, mai puțin. Scuze, gata. Da, e o problemă și vorbeați în același timp. Vă rog, domnule Bodog. Nu, asta va avea o completare pentru că e o pauză, m-am oprit. Pentru că parlamentarii PSD cu siguranță vor semna un astfel de demers, indiferent că sunt la Camera Deputaților sau la Senat, deci semnăturile cu siguranță le avem, însă eu cred că moțiunea de cenzură va fi depusă în momentul în care ne vom asigura că și celelalte formațiuni politice, parlamentarii minorităților, parlamentarii UDMR, parlamentarii neafiliați, vor vota alături de noi această moțiune. Nu cred că este important câte semnături avem, ci este important câte voturi vom avea și eu aș putea să fac și un mic pariu că în momentul în care UDMR-ul își va da seama că această coaliție este perdantă și în momentul în care unii parlamentari din această coaliție își vor nu, de da seama, cred că și-au dat deja, dar vor accepta că această coaliție și vor recunoaște public că această coaliție este perdantă, vor vota această moțiune pentru că e în interesul românilor ca acest guvern să plece cât mai repede. Da, dar asta ne mai lipsea, domnule Andrei Săranu, și o criză politică, într-adevăr. Da, evident. Orice criză de genul ăsta, orice instabilitate politică pe fondul unei crize pandemice și economice atât de mari, nu ar putea să decât să ne facă rău și să ne tragă și mai mult în urmă. Nu cred însă că PSD-ul chiar va depune această moțiune cu dorința de a trece moțiunea și de a se duce la guvernare. Scopul PSD-ului este mai mult decât vizibil și anume acela de a lăsa guvernul să se erodeze suficient de mult, astfel încât atunci când va depune o moțiune cu adevărat importantă, să fie aproape și de momentul în care poate să facă bugetul, în care poate să aibă control asupra structurilor administrative, asupra PNRR-ului și așa mai departe. Da, ei au spus deci, că au buget paralel, așa că au rezolvat-o și pe asta cu bugetul. Înainte de final, aș mai propune un subiect interesant. Nu s-a mai vorbit despre faptul că România pierde pe bandă rulantă procese la CEDO și poate din cauza asta avem decizia șoc de astăzi. Iată despre ce este vorba. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat astăzi Franța pentru că a cedat României un bărbat, l-a predat pe acest bărbat cetățean român în baza unui mandat de arestare european cu riscul faptului că va avea parte de condiții rele de detenție, anunța AFP potrivit news.ro. Decizia a fost dată în unanimitate. Autoritățile franceze au încălcat articolul 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, care interzice tratamente inumane și degradante. În plus, Franța trebuie să-i plătească și despăgubiri de 5.000 de euro românului. Decizia este dată în contextul în care CEDO a tras de nenumărate ore atenția României în legătură cu condițiile improprii de detenție. În legătură telefonică directă cu noi este acum domnul avocat Cristian Ene. Bună ziua! Bună ziua! Cum priviți dumneavoastră o astfel de decizie care, iată, e în premieră dată astăzi? Da, este o decizie în premieră în sensul că un stat este obligat să plătească daune morale datorită unei proceduri neglijente în sensul respingerii solicitării cetățeanului român de a fi păstrat în forma executării pedepsei pe teritoriul Franței și trimiterii pe teritoriul României pentru încarcerare și executare. Dar totodată Franța plătește, dar România suferă încă o dată în plus faptul că nu am putut asigura condiții umane și condiții corecte de încarcerare. Și vorbim totuși de faptul că înseamnă o palmă peste obrazul României, că în anul 2016, în august, când cetățeanul român spunea că încarcerarea la Gherla în condiții rele de detenție și inumane îi va pune viața în pericol, Franța a refuzat păstrarea pe teritoriul ei și l-a trimis în România. Iar acum CEDO a constatat că Franța trebuia să îl protejeze și să-l păstreze pe teritoriul României.
să protejeze de condițiile rele de detenție din România. Voiam să vă mai întreb un lucru, din păcate, domnule avocat, nu avem foarte mult timp la dispoziție și voiam să vă mai întreb un lucru. E posibil ca decizia de astăzi a CEDO să creeze un precedent pentru românii celebri care urmează, ar putea să fie extradați din Italia, din Marea Britanie? Ar putea să invoce decizia de azi a CEDO? Ar putea fi invocată, dar vorbim totuși de perioada anului 2016, 2015, 2014. Observați de asemenea că în perioada respectivă România a avut și un beneficiu pentru cei care executau în condiții grele, și anume recursul compensatoriu, dându-le oamenilor câte 6 zile la fiecare 30 dacă executau în condiții grele de detenție. Între timp, condițiile din unele penitenciare din România au fost îmbunătățite, astfel încât România să nu mai fie obligată la CEDO pentru plata unor daune morale în situația în care încarcerarea nu corespunde normelor de detenție națională sau europeană. Mulțumesc foarte mult, domnul avocat, pentru această intervenție. O concluzie, domnule Andrei Țăranu. Aș adăuga doar un singur lucru. Persoana respectivă era încarcerată în Franța, în timp ce cei despre care vorbiți dumneavoastră sunt în continuare în libertate, motiv pentru care nu cred că o asemenea formulă li se poate aplica, decât dacă vor ajunge să fie încarcerați în Italia sau în statele în care se află în acest moment. Da, ei s-au plâns, domnule Viner, cei care ar urma să fie extradați. Și vorbim aici de Puiu Popoviciu și de alte persoane cunoscute, da, care sunt în Italia și care sunt condamnate cu executare. S-au plâns de condițiile de aici din țară. Ar putea așadar să cântărească această decizie de astăzi a CEDO, din acest punct de vedere. Se ajute. În ultima vreme, lucrurile s-au ameliorat în ceea ce privește condițiile de detenție, densitatea persoanelor din închisori. Sigur că cei condamnați exploatează absolut orice fictură, orice posibilitate de a amâna sau de a nu executa efectiv sentințele care le-au fost date de către instanțe. Este cumva în natura lor să o facă și am văzut nenumărate astfel de instanțe în care au fost exploatate orice fel de chichițe, au fost găsite formule pentru a evita practic aplicarea legii. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. La ora 17 începe ședința de guvern. Ar trebui să se hotărască și la acest nivel ce se întâmplă cu măsurile de restricție. Am vorbit deja că ele vor intra în vigoare, dar nu avem un anunț clar. Până acum sunt informații doar pe surse. Punem punct așadar aici emisiunii. Rămâneți pe B1 TV, de la știri, de la fix vin știri cu Ștefan Pășcuță. Sunt Irina Petraru. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!